să plecăm de la Floreria Trias. Bine ați venit în lumea celor mai frumoase flori. Astăzi vă prezint, pot să zic, un adevărat miracol. Cum o plantuță atât de mică, un răsat care costă 2 lei, într-o lună și jumătate crește în felul acesta. Ne bucurăm de un colorit al grădinii, al locului de expunere, fie însorit, fie semi, cu semi-umbră, e o pată de culoare cu totul de excepție. Cu atât mai mult, că acestea până în toamnă, ea crește și se dezvoltă mult mai mare. La origine din Africa Centrală, Lobelia, uh, are, la Lobelia întâlnim mai multe varietăți, chiar și culori diferite. Dar asta este cel mai populară. Culoarea aceasta este cea mai căutată și cea mai dorită de către clienții de la noi din țară. Uh, e o plantă care îi place apa, nu-i place nici băltirea apei, nu-i place nici solul foarte uscat. Așa, o putem păstra atât în ghivece, o putem păstra și în locurile unde plouă mai rar, dar avem totuși condiții să o dăm regulat. E surprinzător ritmul mare de creștere, este surprinzător faptul că pe sol se întinde, iar creează o adevărată carpetă, iar în ghivece ajunge să curgă la un moment dat. Înmulțirea se face prin semințe. Toamnă, practic, e o plantă cu auto și lasă semințele în sol, odată cu florile uscate și dacă avem grijă toamna, zona unde a fost lobelia și au căzut aceste semințe, sau că operim cu un strat subțire, un maxim un centimetru de turbă sau de nisip, acestea vor răsări în primăvară. Prin văvar să avem mai mult de lucru, așa o satisfacție mai mare. O să găsim foarte multe plante care ar trebui să le rărim și să le punem în locuri, în sau în, cu distanță între ele. Vă mulțumesc! Toate acestea le găsiți în florările Trias și pe florăriatrias.ro